Vineri dimineața, 8 aprilie, în jurul orei 9, polițiștii mușceleni au fost chemați pe strada Constantin Brâncoveanu din Câmpul Lung, în zona fostei brutării din cartierul Tabaci, în urma unui apel la 112. Localnicii au sunat să anunțe că de vreo 8 zile vecina lor în vârstă de 73 de ani nu a mai fost văzută ieșind din casă. Oamenii legii au constatat cu stupoare că femeia era decedată în propria locuință, aflată în stare avansată de descompunere. Aceasta locuia singură de mai mult timp, iar vecinii spun că avea un băiat de 40 de ani care însă nu o mai vizitase recent. De asemenea, aceștia mai spun că bătrâna nu era bolnavă, în fiecare zi mergea la magazin, la cumpărături și de asemenea la plimbare în parc. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale decesului. Thank you.